primul artist român care a urcat pe scena Sălii Palatului după Revoluție, dând cumva tonul evenimentelor de acolo. Din păcate, România nu are o sală mai mare și mai potrivită pentru astfel de concerte și de-aia Lori, ca mulți alți artiști, anul ăsta la aniversare face două concerte și nu unul singur, cum era prevăzut, să încapă mai mulți fani, căci, slavă Domnului, sunt destui chiar foarte mulți în România. Să rămână bună dimineața, mă bucur tare să, bine v-am găsit, bine te-am găsit, să te văd. Nu știu, bine v-am găsit. Întotdeauna îmi găsesc cu greu cuvintele să te prezint, știi foarte bine și la concerte, dar și în show-uri de televiziune, că îmi pare că întruchipez, adică dacă ar spune diva, ar fi suficient, n-ar trebui să mai completez și să punctez ca pentru alți artiști. Și cu toate astea, nu știu, mă simt așa obligat. Nu știu ce mă impresionează mai tare. Istoria celor 40 de ani pe care cumva îi simt, îi cunosc, sau faptul că te reinventezi cu atâta naturalețe încât rămâne doar lecție pentru cei mai tineri? Nu știu dacă e vorba de lecție, este vorba doar de viață. Uh-huh. O viață pe care am trăit-o pe scenă. Am avut acest privilegiu extraordinar să-mi descoper acest har încă de mică. Uh-huh. Și să pornesc pe acest drum de la o vârstă extrem de fragedă. Și cred că... Dar cum ai fost pop? Ai fost prințesa rock anii 90? Ăia erau... Anii 90, după aia hip-hop, după aia hip-hop, după aia jamparale, după aia muzica gypsy, muzica populară. Gypsy, da, corect, că și acolo ai fost a fost o metamorfoză extraordinară pentru mine ca artist. Cum faci? Le descoperi așa la un moment dat? Sau zici, interesant, pur și simplu au fost acolo în mine, eu doar l-am accesat. Erau într-o stare latentă, erau ca niște semințe care așteptau să încolțească, doar trebuia să le ud și să le să mă deschid lumii. Pentru că întotdeauna am putut să cânt cântece din folclor, de exemplu. Iată. Cântece din repertoriu clasic, ca să zic așa, cântece electro, cântece pop, cântece hip-hop. Toate astea le-am avut cumva, m-am antrenat cumva pentru asta, da, încă de mică. Te-am văzut anul trecut în Mama Mia, nu te văzusem în Uiul Urachiu, dar nu și în Mama Mia. Da. Și alt e cu totul altceva, alt cu totul altă Loredana acolo. Da, alt tip de a cânta. Mai ales că sunt fan ABBA și asta cred că a fost una dintre trupele care mi-au influențat foarte mult cariera și vocea. Cele două voci de la ABBA au fost pentru mine un model de a cânta, un model de a fi pe scenă și muzica lor, bineînțeles, că mi-a colorat copilăria alături de Bee Gees. Când ajungi la mulțumiri, te uiți în jurul tău, sunt persoane cărora simți să le mulțumești de fiecare dată când... Oh, Doamne, le mulțumesc de fiecare dată și în concertul din noiembrie voi avea niște momente foarte emoționante legate de cei care au fost și m-au călăuzit pe acest drum și care, din păcate, au plecat dintre noi, o parte, și o parte sper să fie acolo în sală. Loredana, vă dăm întâlnire pe 16 și 17. Da, vreau să mai adaug ceva foarte interesant. Te rog. Că după fiecare concert va fi un meet and greet și un after party cu un cocktail special pentru toți cei care vor să ne întâlnim față în față, nu doar de pe scenă în public. Exact, ca la marile, și, marile case. Mă bucur tare mult că anul ăsta avem această oportunitate, avem... multe surprize acolo, nu vreau să le dezvălui acum, dar vreau să vă grăbiți pentru că pe 16 aproape e sold out, mai sunt locuri pe 17 noiembrie, așa că grăbiți-vă pentru că e o super producție, este, ca să vă dau câte ceva din casă, vor fi peste 50 de dansatori, peste 30 de instrumentiști, deci asta e doar o parte din cei care sunt pe scenă declarați. Nedeclarați, veți vedea, vor fi mulți invitați, surpriză.